Bun găsit, stimați telespectatori și prieteni ai emisiunii Lumina Creștinului. Iată-ne din nou împreună. Iată-ne din nou într-o incursiune prin viața Bisericii Romano-Catolice. Biserică ce ne aduce permanent noi valori, noi aspecte, noi trăiri, noi realități. Suntem așadar într-o permanentă mișcare, suntem într-o permanentă căutare. Tocmai de aceea, emisiunea noastră vrea să răspundă acestor întrebări ale dumneavoastră. Ce mai este nou în biserică? Ce se mai întâmplă în Biserica Catolică? Astăzi am adus în fața dumneavoastră o nouă congregație, să o cunoaștem mai bine. Am adus două surori care vor vorbi despre Congregatio Iesu. De fapt, ați observat dumneavoastră că există multe congregații în Biserica Catolică și chiar cineva numea sunt multe flori ca și într-o grădină, fiecare cu carisma sa, fiecare cu costumul său, fiecare cu forma sa de a-și trăi viața religioasă. Astăzi vom vorbi, așa cum spuneam, despre Congregatio Iesu, cea mai veche congregație cu activitate socială și, aș putea spune, și cu cea mai lungă activitate în România. Am invitat așadar în fața dumneavoastră și aici în studioul TVR Iași pe sora Patricia Rediu, vine de la București și este formatoare și în același timp cadru didactic în învățământul primar la București. De asemenea, am invitat-o pe sora Bernarda Frâncu, care este o soră pedagog aici la Centrul de Plasament Sfântul Iosif din Iași. Așadar, surori, bun venit aici în studioul TVR. Bine v-am găsit. Sora Patricia, să începem cu începutul. Cine sunteți? De unde veniți? Care este preocuparea dumneavoastră de bază? Sunt sora Patricia Rediu, vin din satul Iugani, cum la Mircea, județul Iași, acolo m-am născut, însă vin din București. În cadrul congregației sunt formator, însă am și această pregătire pentru învățământul primar și preșcolar, Facultate de Pedagogie. Așadar, să vorbim puțin despre formator, adică vorbim despre noile surori care intră în congregație și au nevoie de formare specială, adică? Exact, este vorba despre formare spirituală de la început, când se intră în congregație ca și candidat, apoi de perioada apostolaturii, care durează 6 luni, noviciatul, junioratul, 6 ani de gândire în care sora poate să se gândească dacă vrea să meargă pe acest drum și să se angajeze definitiv. Ultimul an se numește terțiat, este un an de pregătire tipică, foarte spirituală pentru depunerea voturilor pe viață. Deci formarea noastră durează cam 8-9 ani până facem jurământul pe viață, definitiv în congregație. Adică profesiunea perpetuă, exact. Dar înainte sunt și câteva profesiuni temporare. Exact. Dar prima, după noviciat, noviciatul durează 2 ani, apoi se depun primele voturi pentru 3 ani. După 3 ani se pot reînnoi, dacă persoana vede că acesta este drumul ei și dorește să continue. Să înțeleg marea responsabilitate pe care o aveți în formarea noilor surori. Da. Sora Bernarda Frâncu, de unde veniți? Cu ce vă ocupați? Sunt sora Bernarda Frâncu, din satul Poiana, Comuna Negri, județul Bacău. Acum mă ocup sunt ca pedagog social la Centrul de Plasament Sfântul Iosif din Iași. Când ați intrat în congregație? Am intrat în anul 1991 și în comunitatea Timișului de Sus. La Timișul de Sus. Și da. Voturile perpetue? Le-am făcut la București în 2004. 2004. Iată, semnesc anul acesta 10 ani de voturi. Da. Să considerăm și această emisiune ca un frumos aniversar al voturilor. Sora Patricia, da. Vorbim așadar despre Congregatio Iesu. Spuneam mai degrabă că este cea mai veche congregație cu activitate socială. Dacă vreți să ne prezinți puțin nouă telespectatorilor, congregație, ca atare. Da, congregația noastră ia ființă în 1609. Fondatoarea este o tânără englezoaică care căuta voința lui Dumnezeu pentru viața ei. Inițial, ea dorea să intre într-un ordin existent, deja foarte sever. Își imagina că dacă își dăruiește viața rugându-se și făcând multe penitențe, astfel poate să fie foarte strâns unită cu Dumnezeu. Însă Dumnezeu a vrut altceva de la ea. Trăiește aproape 2 ani în Mănăstirea Clariselor, însă nu se simte bine, nu se regăsește. Într-o zi primește o lumină interioară și simte în interiorul ei că trebuie să facă altceva. Iese din această mănăstire, se întoarce în Anglia pentru un timp de rugăciune, rămâne în legătură cu îndrumătorul ei spiritual, care era un preot iezuit,
Și acolo se dedică foarte mult activităților sociale. Știm că în acea vreme era persecuție în Anglia, catolicii erau obligați să treacă la religia anglicană, cei care nu treceau erau persecutați, erau închiși, li se luau averile, trebuiau să plătească taxe foarte mari. Foarte mulți din ei erau chiar și uciși, da, dacă se împotriveau regimului. Maria Ward, în acest timp de căutare, simte că femeia poate să facă ceva bun în societate, nu numai în spatele unor viduri ale mănăstirii. Așadar, adică să spunem că până la acel timp, o congregație religioasă era doar una care stă în mănăstire de clauzură. Exact. Intrai acolo, munceai, te rugai, nu mai aveai niciodată contact cu lumea din afară. Mergeai acolo pentru sfințenia personală. Să înțeleg că este o revoluționară în viața religioasă. Este o pioneră în viața consacrată, este prima femeie care cere bisericii să activeze în domeniul social, să lucreze în mijlocul oamenilor. Și care a fost, de fapt, activitatea ei socială la început? Educația. Începe cu educația pentru că acolo, în Anglia, dar și în Flandra, unde începe ea, în Belgia de astăzi, fetele nu aveau acces la educație, doar băieții, iar femeia, rolul femeii era să se căsătorească și să-și crească copiii. Se spune că nici măcar nu aveau voie să iasă pe stradă singure femeile. Imaginați-vă o măicuță, o soră, care iese și vorbește, face educație și... Deci chiar este o noutate absolută în biserică la începutul secolului al XVII-lea. Da, ea anticipă, este o vizionară a viitorului, că și femeia are un rol în biserică și că femeia nu este inferioară. Pentru că abia 200 de ani mai târziu, sau 150 de ani mai târziu, în Italia vor apărea multe, foarte multe congregații cu activitate socială. Exact. Să vorbim despre această persoană pe care o admir foarte mult. Cine a fost, de fapt, Maria Ward? Maria Ward este fondatoarea Institutului Beate Marie Virginis, actualmente Congregația Iezu. Ea s-a născut pe 23 ianuarie 1585 în Anglia, într-o familie nobilă. Datorită persecuției catolicilor din Anglia, părinții sunt nevoiți să trimită pe Maria la bunicii din partea mamei și mai târziu la o verișoară din partea mamei. Aici, atât la bunica cât și la verișoara din partea mamei, ea primește o educație aleasă, se roagă împreună atât cu slujnicile din casă și aici se înfiripează un pic dorința ei pentru o vocație spre viața religioasă. Așadar, mergem mai departe. Contextul istoric, adică vorbim de sărași la vremea aceea, vorbim de o lume care... ducea lipsă de educație, cum apare această congregație? Sau motivația apariției? Da, lumea în Anglia, lumea catolică din Anglia era foarte săracă, pentru că vă spuneam, mulți refuzau să treacă la biserica anglicană și atunci li se confiscau toate bunurile, terenurile, casele, dar rămâneau mulți pe stradă sau ajungeau să cerșească. Viața consacrată, de asemenea, nu avea libertate de expresie, nu puteau să existe mănăstiri, era interzisă exprimarea religiei catolice. De aceea, fetele care simțeau această chemare lăuntrică de a urma pe Dumnezeu, trebuiau să meargă cu pașapoarte false, pentru că nu aveau voie să iasă în străinătate, cu pașapoarte false, să traverseze marea și să meargă într-o altă țară unde aveau acces la mănăstiri. Deci să vorbim despre o criză și socială, dar și religioasă. Să spunem, de libertate religioasă în Anglia acelor timpuri. Congregația Iezu, iată, are 400 de ani. Unde funcționează în lume? Cât de răspândită este această congregație? În 23 de țări există congregația noastră. Și unele dintre ele, să le dau nume, este Italia, Spania, Ungaria, Republica Cehă, Republica Moldova, Anglia, Germania. În afara Europei? India, Chile, Argentina, Brazilia. India, Argentina, Brazilia. Deci și în Africa, în Zimbabwe, în China și în Coreea. Putem vorbi despre o răspândire mondială a acestei congregații. Frumos. Care ar fi, dacă vă întreabă cineva, cu ce vă ocupați? Care este carisma congregației dumneavoastră, concretă? Concret, este răspândirea și apărarea credinței și ajutorarea sufletelor. Însă, în mod deosebit, aceasta se exprimă prin educație. La început, acesta a fost începutul pe educația, pentru că lipsea această latură. Însă, apoi s-a extins foarte mult. Ajutorarea sufletelor înseamnă să ajutăm toți oamenii în toate domenii, în toate domeniile. Avem această spiritualitate ignațiană și atunci destinatarii noștri sunt toți oamenii.
Pentru că ai spus că, o carismă ignasiană. Se spune că este o apropiere între iezuiți și congregația Iezu? Avem totul de la ei, da. Avem regulile, constituțiile lor, doar atât cât nu putem ceea ce nu este pentru femeie, adică preoția. În rest, totul, toate regulile deci sunt de la ei. Deci este în paralel cu... Avem aceleași constituții. De aceea, odată, surorile mai numeau și iezuite? Exact. Poreclite iezuite sau domnișoarele engleze, pentru că primul grup venea din Anglia. Așa. Mergem mai departe. De ce și când în România? Surorile noastre erau foarte cunoscute în Germania datorită școlilor și educația pe care le dădeau pentru fete. Când au venit în România, concret? În anul 1852, la intervenția episcopului Angelo de Paris și a domnitorului țării românești, ele sosesc la București. Deschid prima școală de fete în București și astfel, datorită muncilor, dedicațiilor, devine un focar de educație și de cultură. Unde era această școală? La București, dar în timp de 96 de ani se deschide 5 școli, dintre care 2 la București, școala Pitar Moșii și Sfântul Iosif și alte 3 școli la Craiova, Turnul Severin și Brăila. Deci iată 150 de ani în România. Frumoasă istorie care cred că ar trebui să o știe fiecare credincios, fiecare român. Mergem mai departe. Știu și trebuie să vă spun că această congregație a supraviețuit, cred că cu eforturi mari, cu sacrificii și în timpul comunismului. Cum a fost posibil și ce s-a întâmplat în această perioadă? Da. În 48, în 48 mai... exact, comuniștii ne-au confiscat toate școlile mari. Deci aveam școlile cele mai înfloritoare din București, nu acolo unde și foarte mulți oameni intelectuali. Ne-au confiscat toate școlile, surorile străine au cerut să se întoarcă în țările lor, pentru că erau din mai multe țări, iar novicele românci au fost trimise și integrate în familiile lor. Însă, erau câteva, au îndrăznit, au avut această îndrăzneală pe lângă domnitorul țării să rămână câteva în București. Li s-a permis să rămână la periferia Bucureștiului, la Popeșile Ordeni, unde aveau acolo o fermă. Și au zis, acestea sunt un grup de măicuțe bătrâne și bolnave, vor dispărea în curând. Nu mai aveau voie să poarte haina călugărească, nici să iasă în oraș așa, să aibă contact cu oamenii. Însă au rămas acolo și s-au dedicat rugăciunii și muncii. Și tot și-au venit între timp alte novice, sub acoperire sau... Exact, sub acoperire spuneau că, fetele tinere spuneau că mergem la mătușa în vizită să ajutăm la câmp, pentru că aveau acolo o bucată de vie și la prășit la vie sau la cules de cireșe. Vorbim de fapt despre locul numit Sfânta Agnes la Popeșile Ordeni București. Da, unde sunt. Și în forma aceasta, surorile au avut voturi în timpul comunismului? Nu aveau. Contactul cu Roma a fost absolut rupt, nu se putea telefona, toate convorbirile telefonice, scrisorile erau controlate. Securitatea venea în fiecare săptămână la noi la mănăstire pe neașteptate și controlau să vadă dacă au intrat alte fete. Povestea sora Tarsila odată că într-o zi a văzut că se apropie securiștii și a fost nevoită să se bage în cușca câinelui. S-a băgat în cușca câinelui și foarte frumos, tot timpul cât era securitatea prezentă și controlau în mănăstire, câinele a stat drept, așa așezat în fața cuștii. Și așa a scăpat cu... Tocmai că recent am văzut un film prezentat de TVR despre sora Clara, o soră care pur și simplu a făcut pușcărie, a fost bătută. Despre ce este vorba? Da, sora Clara a lucrat pe atunci când au venit comuniștii, lucra la Nunțiatură. Și a fost arestată sub pretextul că este un spion al Vaticanului. Era o femeie simplă, pentru că nu a avut studii superioare, însă a avut o credință și o spiritualitate adâncă. Și în închisoare nu avea nici măcar dreptul la muncă, pentru că era considerată spion și a trebuit să fie închisă. Spunea că locuia în celulă cu încă 100 de femei, spuma societății, femei intelectuale, pentru că ele au fost arestate. Comunismul voia să elimine, da, toată... Da. Așa. Și acolo a continuat să aducă roade, să fie o femeie plină de credință, să le încurajeze să dea exerciții spirituale, să se roage cu femeile, să celebreze liturgia cuvântului și să le încurajeze să ducă mai departe. Deci ea, fără carte, a fost un sprijin și un ajutor pentru... Da, acolo a învățat și limbi străine, unele de la altele învățau și limbi străine și... Povestește, ea a scris și o carte, povestește că la un moment dat o femeie avea picioarele digerate, da, de frig. Și atunci și-a tăiat părul sora Clara și cu două scobitori a încercat să-i facă o pereche de botoșei, de ciorăpei, așa pentru femeia respectivă.
Da, perioadă foarte grea, dar cred că trebuie să subliniem sacrificiul acelor persoane care în acele timpuri grele au rămas fidele vocațiilor, au rămas fidele congregațiilor, au rămas fidele lui Hristos și Bisericii Catolice. Exact, în ciuda torturilor pe care le-au întâmpinat. Sora Patricia, din câte știm, anul 2015 va fi dedicat, anul viitor, va fi dedicat vieții consacrate. Azi, în România și în lume, care crezi că ar fi rolul și rolul prezenței persoanelor consacrate, al surorilor, al călugărițelor? Da, este o întrebare provocatoare. Cred că, înainte de toate, noi trebuie să fim persoane autentice, da? Convinse de chemarea noastră și să o trăim în mod radical. Da? Să continuăm să promovăm valorile în care credem, valorile umane, valorile religioase, însă cred că o invitație este de a ieși și mai mult din noi, din mănăstirile noastre, deși suntem în mijlocul lumii, dar și mai mult spre cei săraci. Și eu simt așa ca o invitație și din partea Sfântului Părinte, dar și o necesitate a Bisericii, mai ales în România, să ducem Evanghelia oamenilor, să învățăm pe oameni să se roage cu Cuvântul lui Dumnezeu în familie, în cercurile de cateheză, cu tinerii, chiar și cu bătrânii. Haideți să citim, da, un text biblic. Ce ne spune textul acesta? Pentru ca Cuvântul lui Dumnezeu să lumineze viața noastră și să ne arate adevărata noastră menire. Iar vreau să te completez. Da. Oare o soră nu poate ajunge mai ușor într-o casă, într-un mediu unde preotul ajunge mai greu? Ba da, pentru că noi avem contact cu copii, cu copii și cu persoane de toate vârstele, da? De la cei mai mici până la cei mai mari, prin educație, prin centrele sociale pe care le avem, azilele de bătrâni, școlile și așa mai departe. Avem foarte mult contact cu toți oamenii și cred că putem ajunge ușor la ei. Și putem să ducem vestea aceea bună, nu doar să educăm, da? Să facem. Tocmai de aceea zic, surorile și congregații și viața consacrată, eu cred că are un rol important, ca întotdeauna în istorie și în zilele noastre. Absolut. Sora Bernarda, unde activează congregația IESU în România azi? Astăzi surorile activează în 12 comunități, între care... Să luăm din nordul țării. Da, de la Rădăuți, de exemplu. Surorile au o grădiniță, da, un centru social care au ca scop să ajute copiii sărați și defavorizați și catecheza în parohie. La Câmpul Lung Moldovenesc avem o altă comunitate unde surorile lucrează la grădiniță și în parohie catecheza. În Republica Moldova avem o comunitate la Cupcin unde există un centru de zi și este foarte important acolo prezența surorilor de a duce mai departe credința catolică. La Iași? La Iași. La centrul. La Iași ce aveți concret? Suntem trei surori, avem un centru de plasament Sfântului Iosif, care aparține Caritasului din Iași. Fete? Fete, da. Avem 16 fete, cu vârsta între 10 și 21 de ani. Deci puteți să le formați pentru viață într-un mod admirabil, bănuiesc. Da, încercăm să le ajutăm din toate punctele de vedere, să le educăm, să dăm atât din punct de vedere uman cât și spiritual. Ele se simt ca într-o casă la dumneavoastră acolo? Da, pentru că acest... Ele spun acest lucru? Îl simțiți? Da, îl simțim pentru că datorită modului de viață, de tip familiar. Și atunci suferințele, bucuriile, le trăim împreună cu ele. Frumos. Mergem mai departe, în România, mai departe, alte case? Avem o casă la Brăila, iată cum spuneam că în timpul comunist a fost confiscată, din nou a reînviat această comunitate și avem și o școală primară acolo și grădiniță. După care în București avem 5 comunități. Câte? 5. 5 comunități. Da. Avem la Anunțiatura Apostolică, la Arhiepiscopia Romano-Catolică, la Casa Sfântă Familie, care se ocupă cu... este un proiect social cu săraci, cu familiile sărace. Avem o grădiniță Maria Vard, chiar se numește, o grădiniță cu program prelungit. Și comunitatea noastră la Popeșle Ordeni. Mare. Și apoi? Apoi avem o altă comunitate la Timișoara, unde surorile lucrează la internatul catolic al liceului și sunt și profesoare la liceu. Avem o altă comunitate la Timișul de Sus, este o casă de reculegere și pentru dacă sunt familii care vor
se odihnească, să se retragă pentru câteva zile, porțile casei sunt frumos. Deschise. Și cam asta ar fi în România. Sora Patricia, o întrebare de suflet. Așa când vă vede lumea pe voi, și în general surori, dar când vede niște surori angajate, pur și simplu, sau devotate misiunilor, se citește pe față o semnătate. De unde crezi că ar fi izvorul acestei semnătăți? Dacă mirele este cu noi, nu putem să fim triste. Da? Dacă eu mă simt iubită, dacă eu simt că mi se oferă încredere și că Dumnezeu și ceilalți au încredere în mine și mă iubesc, atunci nu pot să fiu tristă. Simt această iubire care mă învăluie, care îmi dă curaj și această forță, clar, o primesc din rugăciune, din această întâlnire personală, zilnic cu Hristos. Pentru cei care nu au fost niciodată într-o mănăstire ca dumneavoastră, care e programul de rugăciune concret al unei zile? Deci fiecare soră trebuie să aibă un timp de rugăciune personală, de meditație, apoi avem împreună liturghia laude, citim psalmii împreună și cântăm, Sfânta Liturghie, apoi urmează munca, toate suntem foarte multe care lucrăm în învățământ sau în domeniul social și plecăm în oraș în timpul zilei, după aceea avem rozariul împreună, vesperele și... Apoi seara, un moment foarte important pentru spiritualitatea noastră, acel sfert de oră al atenției, rugăciunea atenției iubitoare sau examenul de conștiință, cum se spune, pentru a revedea ziua în fața lui Dumnezeu, cum a fost, cum a condus Dumnezeu astăzi, ce a făcut El prin mine și cu mine pentru ceilalți. Așa, un moment de mulțumire. Sora Bernarda, eu revin pentru că cred că este o problemă și o situație de suflet aici la Centrul de Plasament Sfântul Iosif. Aceste persoane, bănuiesc că vin din familii dezorganizate, cu greutăți, dar aș vrea să întreb de cealaltă parte, persoana care lucrează cu asemenea copii, e greu? Sunt satisfacții? Sau mai altfel spus, care este avantajul unui copil ca să trăiască într-o casă cu surori devotate? Este greu uneori, având în vedere că vin din familie dezorganizate și majoritatea din familie dezbinate, însă noi încercăm să le dăm tot ce putem. Încercăm să fim, așa cum spuneam, nu? Să fim alături de ele, să se dezvolte din toate punctele de vedere, să-i susținem, să trăiască în armonie și, în primul rând, faptul că nu... Nici o soră nu are un interes propriu personal, ci doar pentru binele copilului. Cred că ai subliniat bine, dezinteresat, ci doar pentru a fi frumos și bine pentru acești copii. Până la ce vârstă rămân copiii în centru de plasament? Uneori sunt până la facultate, chiar termin o facultate, gândind de la caz la caz. Pentru că dacă nu au posibilitatea părinții să o țină, de exemplu, sau mama, încercăm să meargă mai departe, mai datorită faptului că este o fată foarte bună și poate ca să ducă mai departe, să aibă un trai mai bun de viață. Deci am spus că cred că aveți merite mari, pentru că de obicei fetele, adolescentele, sigur, trec prin multe probleme, multe căutări, multe neajunsuri, multe neîmpliniri, poate, în viața lor. De aceea trebuie să veniți în întâmpinarea tuturor acestor așteptări ale lor. Da. Orice situație, de exemplu, e ca trăind într-o familie, nu? Ne bucurăm atunci când aduc rezultate bune la școală sau uneori când face ceva bun, dar nu numai atât. Atunci când sunt în greu, ca momente, trec în momente grele, noi le suntem alături și le susținem și mereu chiar avem aceea să spunem, voi aveți o șansă diferită față de ceilalți copii. Voi puteți să faceți mult mai mult decât părinții voștri au putut să facă, pentru că ei n-au avut această posibilitate. Voi însă aveți curajul să luptați, să duceți mai departe. Frumos și cred că aceste fete trebuie să vă mulțumească toată viața lor. Sora Patricia, mergem mai departe. Dacă o tânără, cum sunt multe tinere astăzi, poate dezorientate, într-o societate care nu oferă prea multe oportunități și perspective, dacă ar veni și ar cere un sfat referitor la frumusețea sau greutatea vieții de soră, și te întreba, soră, cum e să fii soră? Ce ai răspunde? Cred că aș da același răspuns pe care l-a dat și Iisus primilor ucenici. Vino să vezi. Aș invita-o să petreacă un timp cu noi, o săptămână, două, pentru că e ușor să-ți faci un ideal, niște gânduri despre cum poate să fie în mănăstire și când ajungi acolo să vezi că de fapt e cu totul altfel. Cred că o experiență este
Lucrul cel mai frumos. Dacă nu are curajul să facă acest lucru, i-aș spune atunci să-și asculte inima, să se roage și să-L întrebe pe Dumnezeu: Doamne, Tu care mă cunoști, Tu care m-ai făcut, arată-mi drumul meu, ce trebuie să fac în această viață. Și totuși, dacă simte această chemare, să o asculte, să o urmeze, să nu lase pe Iisus să treacă, pentru că Iisus trece și merge mai departe, cheamă pe alții, nu știu dacă se mai întoarce. Atunci e important să... Văd că e subliniat bine, să asculte de propria conștiință, nu? Da. Sigur că societatea, mentalitatea societății, nu știu dacă totdeauna va vorbi frumos despre persoane consacrate. Da. Îmi vine să cred că nu totdeauna. De aceea eu sigur că apreciez, dar aș vrea ca și cei care sunt în căutare să vadă frumusețea. Și ca să continuăm mai departe, crezi că, sau poți să-i spui cuiva, da, viața consacrată este frumoasă cu adevărat? Da, din toată inima. Dacă aș fi din nou tânăr, aș reface același drum. Este frumoasă. I-aș spune adevărul. Sunt și greutăți, pentru că renunți la multe lucruri, renunți la tine însuți. Însă atunci când tu te dăruiești celorlalți, bucuria vine asupra ta însuțit și înnit. Ne apropiem de final. Un gând pentru telespectatorii noștri. Viața este frumoasă, viața este un dar. Nu putem să ne jucăm și să aruncăm acest dar. Suntem chemați să dăruim acest dar celorlalți. Atunci Dumnezeu este iubire, Dumnezeu te iubește pe tine care asculți acum această transmisie. Lasă-te învălui de această iubire care acoperă și îmbrățișează chiar și păcatele sau slăbiciunile tale cele mai ascunse și abandonează-te cu totul acestei iubiri milostive a lui Dumnezeu. Sora Bernarda, un gând scurt. Le doresc telespectatorilor să fie deschiși la harul lui Dumnezeu și să alerge mereu spre El, pentru că El este blând, milostiv. Vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră, pentru deschiderea dumneavoastră, pentru cuvintele dumneavoastră și mai ales pentru alegerea pe care ați făcut-o, cred că spre binele lui Dumnezeu și a oamenilor. Dragi telespectatori, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o după-amiază frumoasă și cu ajutorul și binecuvântul lui Dumnezeu ne vedem peste 2 săptămâni.